da? Fără acolo și doar să plătim. Da? Și din nou să-i economisesc încă 9 litri de apă. Ați văzut câți litri de apă puteți economisi doar prin aplicarea acestor patru sfaturi? O să le faceți? Da. Da? Ce trebuie să facem noi e să contribuim așa cum putem noi acasă. Da? Să nu mai irosim apa, pentru că există discreția așa cum este pentru noi. Deci noi suntem niște norocoși, dar nu trebuie să abuzăm de acest privilegiu și trebuie să avem grijă de ea. Prima dată. În ziua de apă ce a zis să se întâmplă? Se curăța apa ca să ajungă potabilă, da? Să fie transformată în apă potabilă. Apoi ajunge la... ajunge la rezervoare. Da. Unde o stocăm, da? Și apoi... ajunge unde? Ajunge în locuințele noastre sau, uite, pe stradă ați văzut că sunt hidranți, da? Știți ce este un hidrant? Un pic de apă din râu până ajunge la noi, la robinet. Da. Și ajunge în urmire de apă. Da, unde ce se întâmplă? Unde o curăță. Este curățat, așa. Apoi ajunge în rezervoare. Da. Unde este stocată. Da. O păstrează acolo. Așa. Apoi ajunge la noi acasă. Da. Sau în hidrant. Așa. Și de la noi... cel galben 90%, perele au 93%, iar caisele și piersicile 87%, roșiile conțin apă în proporție de 90%, castraveți sunt formați 96% din apă, iar vinetele, vaza și dovlecele au 93%, respectiv 92% și 89%. Asta înseamnă diploma pe care trebuie să primit-o astăzi.